Primăria orașului Șimleu Silvaniei și Consiliul Local organizează pentru prima oară zilele sportului șimleuan, o activitate ce va aduce sâmbătă la Șimleu Silvaniei participanți din Ungaria, Chișinău și Târgu Mureș. Aproximativ 100 de persoane din Șimleu Silvaniei și din orașele înfrățite ale urbei de la Poalele Măgurii vor marca sâmbătă 14 iulie la Șimleu Silvaniei, ziua sportului șimleuan, printr-un eveniment aflat la prima ediție, ce cuprinde o serie de competiții sportive ca volei, șah, tenis de masă și fotbal. Competițiile sportive se vor desfășura în diferite locații din Șimleu Silvaniei și vor fi susținute de echipele locale și oaspeții stabiliți în baza unor invitații, participanți ce provin din cele trei orașe înfrățite din Ungaria și Chișinău, dar și din Târgul Mureș. Cred că cel mai important lucru care se întâmplă în momentul în care două orașe se înfrățesc este ca fiecare să învețe de la fratele lui ce este mai bune. Și având în vedere faptul că Șimleu Silvania este oraș înfrățit cu unul dintre orașele înfrățite din Ungaria este Nyírbátor și anul trecut orașul Nyírbátor, organizând o ziua a sportului în care au fost invitați toate orașele înfrățite ale orașului Nyírbátor. A fost o competiție și o acțiune foarte, foarte reușită. Și ne-am propus atunci să o multiplicăm și în orașul nostru, astfel încât acum, cu ocazia festivalului la Fântâna Dorului, organizăm sâmbătă și zilele sportului și șimleuan. În ce constă asta? Constă în competiție de fotbal, de volei, de tenis de masă și de șah. Avem echipe din orașele înfrățite, cele trei orașe din Ungaria. Probabil o să avem la partea asta de tenis de masă și reprezentanța Chișinăului. Este reprezentat orașul Târgu Mureș printr-o echipă de fotbal și evident echipele locale. Eu sper că va fi o acțiune reușită. De fapt, dacă și vremea va fi favorabilă, cu siguranță noi suntem pregătiți să facem reușită și ziua de sâmbătă să fie o zi plăcută pentru toți participanții la această, zic eu, frumoasă competiție. Locația desfășurării competiției de fotbal se va desfășura pe stadionul orășenesc din Șimleu Silvaniei. Voleiul va avea loc în sala de sport Măgura, iar tenisul de masă și șahul este programat să aibă loc la școala gimnazială Silvania. Evenimentul va începe în jurul prânzului, iar spre seară, pe stadion, vor fi desemnați câștigătorii fiecărei categorii sportive.